Lupta cu boala nu a fost singura pe care Rona Hartner a dus-o în ultimele luni. Potrivit Cancan, Can, tatăl Ronei, care s-a stins din viața acum șapte ani, a încercat încă din anul 1990 să-și facă dreptate după ce unii a fost luat abuziv un imobil pe care îl deținea în sectorul 3. Bărbatul a solicitat să-i fie acordată o sumă care să compenseze costurile locuinței, însă nu a avut succes. Ulterior, lupta le-a revenit copiilor săi, Ronei și celor doi frații ai săi care au făcut tot posibilul să recupereze banii, astfel că au ajuns în instanță cu primăria capitalei. Anul acesta, Rona a luat atitudine și a cerut ca primăria să-i ofere cate o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere, însă a fost lăsată cu ochii în soare, din nou. Chiar cu două săptămâni înainte să se stingă din viață, Artista a aflat că cererea i-a fost respinsă de instanță.